să trecem la teatru, pentru că o să cântăm live cu foarte multe instrumente și cu foarte mulți artiști adevărați. Andra vine astăzi de 1 mai să cânte, iar poporul să sărbătorească. Bine ați venit! La mulți ani! La mulți ani! Eva, trebuie să o pup. Are voie. Cum? Nu, el trebuie să o pup. Nu, stai, stai, eu trebuie să o pup, nu tu. Nu eu, că... Ok, perfect. Are dreptate, foarte bine. Ce romantic. Stai să pup o meniuță. Eva, de când am început emisiunea Oameni Buni, m-a luat la roast, adică m-am dus la ea și mi-a zis direct, hai odată să încep. Apoi m-am dus să o chem pe Andra și mi-a zis, hai să trecem la treabă, și ce romantic, e romantic. Deci ai venit la muncă ca să chiulești? Ca să chiulești? Nu, am venit la muncă să muncesc. Hai să începem mai repede, o zi. Da. Hai să începem mai repede, bravo, ai venit tu repede aici să faci tu ordine la emisiune. Nu-i suficient că am o șefă în regia de emisie? Păi, ai să știi că... Ai o șefă... Da, hai să luăm not. Ai o șefă, dar și eu trebuie să fiu cu tine că sunt fata ta. Ai dreptate, foarte bine. Bun, bine ai venit, pentru că am zis să muncim în familie astăzi la bine, noi la emisiune. Este și David pe undeva, să știți, Oameni Buni, și el la muncă. Așadar, toată lumea muncește în familia noastră. Ce faci, iubire? Bine, foarte bine. Ai văzut cum a sunat Eva? Ia într-o dată. Să știți, la iubiți nu se poate palma, ci se pupă. Ok, perfect. O să fie complicat astăzi cu Eva. Dar vreau să zic ceva, vreau să te felicit, da? Pentru că te-ai abținut când ai văzut sutele alea de mici care erau în spatele camerelor de filmat și o să... Erau mici? Cum ai? Eu chiar am crezut că ești foarte puternică. Chiar și te-ai sunt abținut, puternică, da, adică da, am văzut că te-ai abținut. Vreau să fiu haioasă și de-aia acum am zis că n-am simt, am crezut că-s cărămiți, dar nu, chiar erau mici și da, chiar mi-a fost greu să mă abțin. Acum am vrut să vă arăt că pot să mă duc cu trenul sau cu metrou. Noi nu ne-am abținut, știu că fii sincer, câți ai mâncat? Patru. Dar din aia atât. Patru mici, așa? Nu sunt niște pastramă. Perfect, o să vedeți imediat, Oameni Buni, pentru că avem astăzi, pentru că e 1 mai, avem niște mici din toate colțurile Bucureștiului. Superb ce o să fie azi la emisiune. Doamne! Știi de ce am vrut să fie azi la noi la emisiune? Ia zi-ne. Să ne cânti cu trupa ta, să ne cânti live. Ia uitați ce mulți și frumoși sunt și talentați și cum să nu cântăm? Ia mai mânați, măi! E 1 mai, Oameni Buni, sperăm să vă distrați, să țineți televizoarele deschise, să vă sfâre grătarele, iar dacă nu vă sfâre grătarele, să fiți cu emisiunea noastră, că vă transmitem așa prin televizor fumul și mirosul noi micului. Asta ne-am gândit, să știi, de asta am venit cu niște colaje de melodii de muzică populară, chiar mai multe, să se regăsească toată lumea acolo, lângă grătar, cu melodiile astea cunoscute din Ardeal, din Moldova, de la cântăreți pe care noi îi admirăm și îi ascultăm și cântăm cu ei și le cântăm melodiile cu drag. Foarte bine, așadar, oameni ai muncii, dacă munciți și vă uitați la noi foarte bine, dacă stați acasă și munciți în gospodărie la fel foarte bine, dacă stați și pur și simplu vă uitați la emisiune la fel foarte bine, Doamne ajută, păi cântăm, nu? Gata? Băi, eu zic să cântăm, că o să fie mai multe momente astăzi. E... Noroc, Doamne ajută. Doamne ajută, vezi? Da, noroc, bine că ai venit. Da, bine că ne vedem și noi. De 1 mai, la muncă, trebuie să fii cu soția, dumne, în familie, asta e foarte frumos. La noi e cu apă, sper că la mine asta acasă e cu bericică. Oameni buni, la Dobrogea, colegul meu, sigur, e cu halba de bere pe masă. După micia pe care nu i-am mâncat, merge bine apa. Vine și Cătălin Oprișan, imediat prietenul nostru, dar până se pregătește gașca, haideți, trebuie să știți că Andra a lansat tradițional 2 turneul. Da. A fost anunțată și sala Palatului în București pe 27 septembrie. Pe 23 septembrie suntem la Bacău. Pe 22 septembrie la Bacău. Și pe 22, că facem 2 zile. Da. Fai de mine. Și în diaspora începe prima dată. Da. Începem turneul pe 17 iunie în Torino. Așadar și pe Cluj, la Cluj, cred că pe 1 decembrie. Dar mai multe aflați de pe site-ul Andrei, andra.ro, foarte simplu, andra.ro, și acolo aflați mai multe. Să ai succes cu turneul tradițional 2. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din toată inima. O să mergem și noi să filmăm, să ne întâlnim cu românii din străinătate. Să faceți bine să veniți, că e o atmosferă extraordinar de frumoasă și oamenii plâng, se emoționează, se bucură.
E o experiență de neuitat. Așa este, cu frații Advahov pe 17 iunie la Torino. Mergem și noi cu voi să ne întâlnim cu România, care se bucură de muzica tradițională. Acum asta vom cânta. Vom cânta ceva ce am cântat în concertul tradițional. 2-2-2-2-2-10. Să se audă că va fi live. 2-2-2-2-10. Dar nu-mi place să-mi iau efectul ăla. La mulți ani, mulți ani de 1 mai! Nu merge, mai, mai, mai. Păi stai că noi cântăm populară, nu cântăm altceva. Acolo la, la alt stil muzical e cu 10! Iartă-mă, am rămas în alte filme, filme, deci, filme! Deci cel puțin 2-3 ori trebuie să se repete. 10! 10, 10, 10, 10! Ca să se tot adune, știi? Bun, oameni buni, așadar de 1 mai, Andra și Bandul Life pentru dumneavoastră. Bucurați-vă de muzică și de ziua asta de sărbătoare! Să curgă berea, să vină micii! Da, da, să fie! Caterin Coasă, mică! Mulți ani, când mi-e drag, cine l-a pus la mulți.
bravo! Mulțumim! Bă, dar am dansat ceva. Hai că o să cânt și eu puțin mai încolo, să vezi. Sper că nu o să cânti. Poate, da, cine știe. Gașcă, trageți o gură de aer, da, mâncați-o mică, beți o apă plată, una minerală și după aia ne vedem din nou aici. Rămâneți cu noi? Foarte bine, mai veniți, mai cântăm, da? Da, orchestra, da, da. Mai veniți, mai cântăm, nu? Primi, cum am venit, primiți un mic pentru cum ați cântat. Cântă. Se cântă, bravo, bravo! Hey. Bravo, bă! Hey. Eva! Hey. Mai vreau să mai văd o dată pupăceala aia. Pupăceala aia? Nu știu, așa... Vai, ce romantic! Mai trebuie niște flori cu roșu, culoarea ei preferată, și o cutie de ciocolată în formă de inimă. Dar mami nu mai mănâncă ciocolată de mult, Eva. Știi tu ceva ce nu știu eu? Eu zi romantic. Okay, să fii romantic, bine. Nu coși și mănânc. Da, exact, romantic. Oameni buni, Andra rămâne cu noi, așadar se întoarce imediat și tot astăzi mai vine și Andrei Bănuță. Opa. O să le povestim mai lor mai multe, dar fii atent. Ulele! Ok, pot să prezint și eu emisiunea asta. Am și un magician azi la emisiune. Să vedeți despre ce este vorba. Iubire, îți mulțumesc mult de tot că ai venit. Vrei să rămâi cu noi? Da, iubitul, eu stau pe aici. Te rog, ia un loc aici, fii atent. Noastră de... Ia un loc aici, eu te primesc să, să veghezi asupra invitațiilor. Exact, asta zic și eu.